Bună, eu sunt Andreea, iar în clipul de astăzi vreau să vă povestesc puțin despre rutina mea de îngrijire a părului. Încep, în primul și în primul rând, prin a vă spune că firul meu de păr este unul gros, părul meu este ondulat, nu aș zice chiar creț, dar ondulat și destul de deshidratat de la mama natură. Și, de asemenea, e destul de rebel și greu de controlat în majoritatea situațiilor. Și pentru asta trebuie să îi acord o atenție ceva mai specială și să-i ofer destul de multă hidratare și să am grijă din acest punct de vedere de el. De asemenea, ar fi și câteva beneficii pe care le am din punctul ăsta de vedere, și anume că datorită faptului că am un fir gros și părul deshidratat, nu am probleme neapărat cu îngrășarea părului, cu acel ritual de spălare a părului zilnic cum au unele fete, în sensul că eu reușesc să mă spăl o dată și jumătate pe săptămână. Adică o dată la 5 zile, o dată la 6 zile, pe mine mă ține așa fără niciun fel de produs. Iar lucrul ăsta se întâmplă de asemenea și datorită faptului că nu obișnuiesc să-l încarc cu foarte multe produse de styling, decât când vreau să îl port în natural, mai natural, însemnând să îl definesc, să-mi definesc buclele și cam atât, cu o spumă de bucle sau ceva. Dar în afară de asta folosesc de obicei cam aceleași produse pentru îngrijirea părului, adică un șampon, un balsam, o mască și în continuare o să vă zic mai exact ce și cum. Primul pas în îngrijirea părului meu este folosirea unui șampon adaptat tipului meu de păr. Ei bine, în cazul de față, pentru că părul meu este unul destul de uscat și până de curând a fost și decolorat, blond, agresat practic din toate punctele de vedere, folosesc acest șampon de la Garnier, Botanic Therapy, cu Coco Milk and Macadamia. Este un șampon special făcut pentru părul uscat. Ceea ce am văzut din momentul în care am început să-l folosesc este că părul meu, și probabil mai avem pe aici fete care au părul uscat, și știu că după spălare părul este adesea aspru. Au fost într-adevăr și momente când din grabă n-am putut decât să mă spăl cu șampon și să ies pe ușă. Am renunțat la tot ce înseamnă pași extra care, din punctul meu de vedere, sunt destul de importanți, cum ar fi masca sau balsamul, sau serul de hidratare sau orice alt lucru de acest gen. Ei bine, am văzut că am încercat și șamponul ăsta, am văzut că este o mică diferență în ceea ce privește părul, în sensul că părul meu, dacă folosesc acest șampon, este ceva mai moale, ceva mai soft la atingere. Dar, după cum deja bine știți, un șampon are rolul de a curăța. Adică este folosit pur și simplu ca, nu știu cum folosiți și demachiantul, pur și simplu îndepărtează tot ce înseamnă sebul murdării. Șamponul întotdeauna se aplică și eu îl aplic la rădăcină. Și atât, nu îl aplic pe lungimea părului, lucrul ăsta nu o mai fac de foarte, foarte multă vreme, pentru că și așa părul la vârfuri are tendința să fie și mai uscat, iar dacă voi aplicați șampon la vârfuri, ce o să faceți, o să-l deshidratați și mai tare. Prin urmare, șamponul se aplică numai la rădăcină, iar ceea ce, într-adevăr, o să spele și vârfurile va fi ceea ce pică în jos de la rădăcină, gravitația și știți voi. Dar cam atât. Eu nu obișnuiesc să pun șampon mult și să încep să-mi frec vârfurile, ci pur și simplu masez șamponul în păr, folosindu-mă de buricele degetelor și niciun caz de unghii. Cu cât suntem mai agresivi, cu atât o să secretăm, o să stimulăm secreția de mai mult sebum. După ce am clătit șamponul, de cele mai multe ori, dar din cauza naturii părului meu, obișnuiesc să vin cu o mască de păr. În momentul de față folosesc această mască tot de la Garnier, tot din aceeași gamă, și este o mască pe care o poți folosi în 3 feluri. Până acum am folosit doar în 2 moduri, urmează să-l încerc și pe al treilea, acum că vine vremea și mai rece și părul va fi și mai agresat. Și anume, o pun frumos pe părul umed după ce m-am șamponat, o aplic pe părul umed într-o cantitate destul de mică, nu obișnuiesc să exagerez cu masca pentru că și ea are tendința să încarce părul dacă o aplici în exces. Pun frumos pe părul umed și o las să acționeze pentru 10 minute, dar cam atât. Și acum la mască, contrar
șamponului facem fix invers, adică masca nu o aplic niciodată de la rădăcină, pentru că întotdeauna dacă o aplic de la rădăcină, părul meu va fi mai încărcat și automat nu va avea volum la rădăcină și lucrul acesta nu ne-l dorim. Mie îmi place masca asta pentru că hidratează foarte bine părul. Se vede că hidratează în profunzime și îl lasă ușor de descurcat, îl lasă moale, soft. Cel de-al doilea mod prin care am folosit-o a fost să iau o cantitate și mai mică în mână și să masez după ce am clătit părul, să masez prin păr și să o las acolo. Asta am făcut-o în momentele în care aveam nevoie de și mai multă hidratare decât de obicei. Părul s-a simțit moale, nu l-am simțit încărcat, nu am simțit ca și cum aș fi avut un produs în exces în păr și să fie greu de descălcit sau greu de îngrijit sau greu de coafa. Și acum cel de-al treilea mod în care ei recomandă că poate fi folosită această mască este să o aplici a doua zi pe părul uscat într-o cantitate foarte mică, strict așa, pentru retușarea firelor rebele, cum ar veni. Lucrul ăsta nu l-am încercat, dar cu siguranță în momentul în care o să vreau să-mi fac părul natural, adică să-l las sau pur și simplu nu o să am timp într-o zi să mă ocup de el, să-l coafez, o să încerc și acea variantă și o să vă dau mai multe detalii pe Instagram, pe Insta Stories, pe acolo. Asta este cel de-al doilea pas, cu masca în cazul meu. Masca asta reușesc să o folosesc o dată la 2 săptămâni. Nu o folosesc la fiecare spălare, nu întotdeauna simt nevoia să o folosesc la fiecare spălare și de asemenea nu tot timpul am efectiv timpul să o folosesc la fiecare spălare, să stau cu ea în păr timp de 10 minute. Așa că de cele mai multe ori folosesc cam așa. De 2 ori folosesc balsam și odată folosesc mască. De cele mai multe ori folosesc un balsam tot pentru părul uscat, în cazul de față balsamul din aceeași gamă, pe care îl aplic frumos tot așa pe păr umed, pe lungimea firului de păr și nu la rădăcină din nou, pentru că v-am zis că îmi încarcă mie părul groaznic dacă folosesc orice produs de la rădăcină. Așa, și îmi descălcesc cu degetele părul în timp ce încă este umed, după aceea vin și îl clătesc foarte bine cu apă. Iar la final părul rămâne moale și ușor de descurcat și ușor de folosit, de umblat cu el, de făcut tot ceea ce vreți voi să-i faci. În 90% din cazuri voi urma această rutină în 2/3 pași, în sensul că cu siguranță după șampon o să aplic la părul uscat, părul meu uscat, și un alt produs, cum ar fi un balsam sau o mască, pentru că dacă nu aplic, părul meu va sta ca o mătură și îl voi simți foarte, foarte aspru și mai bine nu ajungem în acel punct. Însă, după cum v-am zis, există și momente în care pur și simplu nu am timp să fac acest lucru, momente în care ies pe ușă, lucru pe care nu vi-l recomand, și nu aplic niciun balsam. Sau dacă aplic, aplic ceva ce să n-aibă nevoie de timp de acțiune foarte lung și în cazul de față mai folosesc din când în când și acest Elsev Rapid Reviver, balsam intensiv pentru păr, care el se recomandă a fi pentru părul lung. Vă garantez că funcționează exact la fel de bine și pe părul scurt, deci nu avem pretenții la acest capitol, nu necesită timp de acțiune, adică îl aplici, descălcești părul, clătești și ai ieșit pe ușă și aia a fost tot. Pe lângă aceste produse prezentate, întotdeauna, dar întotdeauna obișnuiesc să folosesc, dacă aplic căldură, și un produs de acest gen, un produs special pentru acest lucru, adică un produs de protecție împotriva căldurii. Și se vede o diferență, credeți-mă, dacă îl faceți, vă faceți bucle sau vă întindeți părul pe păr care nu este protejat și dacă folosiți protecția. Și nu se vede neapărat în momentul respectiv, ci se vede în timp, pentru că am făcut greșeala și greșeala asta, adică și la început, când am început să folosesc placa pe 200 de grade acolo intens, nu foloseam produse din acelea de protecție. Și bineînțeles că după un an de folosire intensă, pentru că știm cu toții cum era în liceu când orice nu era păr drept era indezirabil, și după un an în care am folosit placa intens fără să folosesc și un produs destinat protecției, părul meu arăta
ars una la mână, pentru că, da, era un stres pentru el să-l supun acelei călduri constant, fără să-l protejez în vreun fel. Arăta ars, era deshidratat și, per total, cum îl țineam așa, așa stătea. Stătea maica și putea să-mi pun pe cineva produsul. De protecție mai folosesc uneori și un ser, pentru că v-am zis, părul meu este destul de greu de controlat în anumite situații și pentru a-l mai netezi putem să folosim ori treaba asta, cum v-am explicat mai adineaori, sau pur și simplu balsam pus într-o pompiță cu niște apă. Mai exact proporțiile am înțeles că ar fi una la trei părți, adică o parte balsam cu trei părți apă și să îl aplicați frumos pe păr și neteziți acolo unde este nevoie. Dacă nu aveți la îndemână lucrurile astea care sunt mai simple, puteți să folosiți și un ser special pentru păr sau un ulei de păr și își va face treaba exact la fel de bine. Cam asta ar fi rutina mea de îngrijire a părului în ultima vreme, mai exact când vine sezonul rece. Eu v-am pupat și sper să ne vedem cu drag și data viitoare. Pa, pa!